ne închipuim că în parcarea asta care urmează a fost violată o femeie și tranșată și băgată în pungi. Doamne ferește că nu doresc rău nimănui. Lumea evoluează. Cei care nu evoluează tot timpul vor să arate cu degetul către aia care evoluează. Înțelegi? Pentru că păsările care nu zboară, cred că a zbura este o boală, nu? E clar, e clar. Câinele care e învățat cu lanțul are impresia că dacă vrei să-l dezlegi, vrei să-i faci rău. Bună dimineața, dragi prieteni, prieteni mei, la un nou Cox Vlog. Numele meu este Adrian Cox, sunt regele șoferilor, șef la bani și la femei, lucrez în Anglia de vreo 2 ani pe tir. Eu, uite, merg așa înainte, lucrez la patron, câștig 1 milion, 2, 3, 4, 5, 6 milioane, conduc pe ploaie, vând furtună, imediat va ajunge într-o secțiune de munți, cred că o să e dimineața, am băgat o noapte, știți voi. Eu sper să mă iertați într-o oarecare măsură, dacă nu mă iertă Dumnezeu și mă iertă cineva. Pentru delay verbal sau bâlbăială sau chestii de genul. Vlogul de astăzi vreau să vorbim despre chipul. Despre chipul, man. La un moment dat, zic că cineva, bă, nane, e nebun la cap, tu vrei să-ți bagi chip. Da, eu mi-aș băga chip să mă bată mama, cum să mi-l bag? Unde să bagă el? Și cred că nu sunt singurul care și-ar băga chip. Acum or să zică unii și alții, bă, cum să ne băgăm noi chip, nane, ce e nebun la cap? Ne băgăm chip, ne ălea, suntem nebuni? Să fim urmăriți prin sala ubre, pe unde umblăm noi, pe la femei, pe la alea, pe la... Nu. Despre asta e vorba. Chipul o să fie o chestie bună, dacă mă întrebați pe mine, și este o chestie inevitabilă. Pentru că până la urmă, ori acolo se ajungă. Dar vorbim și despre chip mai către sfârșit. Ca să vă fac să înțelegeți. Am mers acum în România. Bac cardul în bancomat. Mai aveam ceva bani de când lucram pe comunitate și mai este că... Mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos și că mi-am făcut cărțile cum am vrut eu de-a lungul timpului și că am muncit de mic și n-am cerut la nimeni nimic într-o oarecare măsură. Bag eu cardul în bancomat, zic, bă, n-am născut 10, 15, 20 de milioane ca să pot să mă duc să mă tun. Înțelegeți? Nu ai cum să te duci în România să te duci cu 1 milion, 2, 3, 4, 5 milioane. Da? Bag cardul în bancomat, când îl bag în bancomat, mi-l ia. La revedere. Îmi spune dacă vrei cardul înapoi, sun la numărul de. Sun la numărul de. Îmi spune cineva, bă, am două soluții. Una la mână, aștept să vină cineva să-ți dea cardul. Doi, blocăm ambele carduri, că văd că ai două conturi la noi. Și îți remitem alte două, pe care le iei din Craiova de la Raiffeisen. Să vă dau și nume, ca să vedeți treaba. Bun, zidane, blocați. Bine, îți trimitem noi un mesaj pe telefon când e gata. Zi și fă cu fram. Primez mesaj, mă duc acolo. Deci eu când mă duc la Raiffeisen ăla în Craiova să mă bată, mama la cur cu cureaua cum mă bătea când era mic, am sechele. Acolo când mă duc, dacă nu jur în gând de morți, de răniți, de toate alea, nu fac nimic. Pentru că e imposibil să pierd două ore într-o bancă ca să ridic două carduri, două mărturii carduri. Așa e scorul. N-ai unde să parchez mașina, stai acolo, unde parchezi, pe unde parchezi, două ore pierzi acolo la bancă, numai ca să ridici două amărturii carduri. Lămurită, lămurită. Mă duc eu acolo, fram, ridic cardurile cu chiu cu vai, le bag în bancomat, verific contul, verific alea, îmi luaseră băieții 40 de lei sau ceva de genul. Pentru ce? Pentru remiterea cardurilor. Practic, japcă pe față dacă mă întrebați pe mine. Japcă pe față dacă mă întrebați pe mine de ce? Că înainte mi se părea normal. Dar după ce am ajuns în Anglia, am văzut că ăștia nu-ți iau nimic. Nici administrare de sold, nu-ți iau nimic, ăștia nimic nu-ți iau. Până la o anumită sumă de bani pe care tu o ai în cont, nu-ți iau absolut nimic, niciun comision. Opa, zic, bă, nană, la noi în România e barul să ne ală, mă. Te arde fiecare la fiecare colț. Practic, banca în România e un fel de cămătăreală. În fine. Iau eu cardul și ajung într-o discuție cu taică meu, și cum ai încă vreo câteva persoane și vorbeam, mamă ce bate vântul să mă bată mamă, vorbeam despre cod, despre chip, despre chip, despre codul 666 și într-o oarecare măsură taică mi-o spune că or să ne bată chip. Bun, dacă ne bagă chip, eu zic ce? Pentru că anumite biserici chiar își fac reclamă pe chestia asta cu chip și chiar am avut o problemă cu fratele meu care la un moment dat am zis să credă că gata, dacă nu se duce la biserica aia să se înscrie acolo, să plătească drept de șmecher, gata, îi bagă chip, el nu mai are scăpare. L-am sunat ce am făcut cu el,
În fine. Bă, man, și vorbim despre codul 666 și stai că mi-a spus ceva de genul. Păi da, e codul 666 care înseamnă codul nu știu cui, dar unul văd 9999. Despre ce vorbim? Psihologie, ca să vedeți despre cum se manipulează lumea. Eu, în situația de față, îl vedeam 9999. Restul lumii îl vedea 666. Codul lui Noe și lui corabia lui. Înțelegeți? Din câte știu, George Bugnici deja are chip. Înțelegeți? Eu nu văd chestia asta cu chipul ca o chestie tabu și garantez că în maxim 10 ani oamenii o să aibă chip. Din ce cauză? Chipul, dacă mă întrebați pe mine, o să fie o chestie bună. Care o să zică, bă, cum să fie chipul? Ne bagă chip ca la animale? Da, ne bagă chip ca la animale. Care e problema? Cu ce te deranjează pe tine chipul ăla? Nu o să te deranjeze, o să ți-l pui de unul singur. De ce? Pentru că o să vezi că fără chipul ăla o să pierzi tot mai mult timp. Suntem deja în secolul vitezei. Deja nu mai avem timp. Biserica are tot interesul ca să nu te facă pe tine să evoluezi. Să te îndrepte către non-evoluție, să previezi chestia asta ca pe un tabu. Are tot interesul să te manipuleze, să te facă să crezi că ea îți vrea binele și restul îți vrea rău. Înțelegi? Bun. Chipul, din punctul meu de vedere, o să fie o chestie care o să aibă un tracker. Oricum ești urmărit. Tu nu spune mie că nu ești urmărit. Dacă dai la mapă, la telefon, o să vezi că inclusiv și cu datele oprite și cu GPS-ul oprit, telefonul tău știe pe unde ai fost toată ziua. Știe unde ai fost, cât ai stat acolo, ce ai făcut. Știe tot telefonul tău despre tine. Deci, să nu crezi că tu nu ești urmărit. De multe ori am dat o căutare pe Google să caut anumit produs și mi-a apărut reclamă pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube despre chestia care m-a interesat pe mine, despre chestia pe care am căutat-o. Microfoanele înregistrează vocea și pur și simplu îți bagă reclame în funcție de ce aude la tine. Deci oricum ești controlat, nu-ți face crezi că nu ești controlat, atât timp cât ai smartphone, ești controlat. Pe măsură ce sunt tot mai dezvoltate smartphone-urile, ești tot mai controlat, ești tot mai urmărit. Așa că nu-ți face griji viața mea, pentru că tot soarta aia o avem. Ori să ne bage chip. Din punctul meu de vedere, chipul o să fie o chestie bună. De ce? Vei fi urmărit în detaliu. Mult mai ușor vei fi urmărit. Mult mai ușor vei fi localizat. Asta e o chestie bună din punctul meu de vedere. Iar pentru că eu sunt mafiot interlop, nu tai oameni pe stradă și nu fac chestii rele. Ne închipuim că în parcarea asta care urmează a fost violată o femeie și tranșată și băgată în pungi. Doamne ferește că nu doresc rău nimănui. Pur și simplu se creează un sistem imens în care toate chipurile astea au nume, au data, au semnătura ta, au amprentele tale, au nimic, au tot. Practic tu o să devii o persoană virtuală. Undeva într-un sistem tu o să devii un chip, o să devii cineva. Certificatul tău de naștere o să fie acolo și tot istoricul tău o să fie acolo. Chipul o să fie implantat undeva în mână, cred eu, ca să îți ușureze viața. Dar, totodată, ei să aibă acces la toate datele tale, să te poată localiza foarte ușor și să te presupunem că în parcarea asta, tu și încă vreo 3-4 băieți, sau tu de unul singur, ați avut contact cu fata care avea chipul D și tu aveai chipul D, da? Pur și simplu, făcând o căutare pe zona aia, se observă că un număr de persoane au fost acolo. Numărul ăla de persoane au intrat în cercul de suspecți. Și asta va ușura, eu cred că cu 80% munca poliției. Pentru că, uitați că ai cameră, peste tot prin parcări sunt camere. Da, dar de multe ori se marchează pe față, își pun nu știu ce, își pun nu știu cum. Înțelegeți? Deci, chipul o să fie o chestie bună, o să ușureze munca polițiștilor și o să se creeze un cer de suspecți în care o să fie 10 chipuri, de exemplu. Alea 10 chipuri sunt suspecte. Și ușor, ușor, ușor se va afla foarte repede, chiar în... se va prinde foarte ușor agresorul. Și prin chestia asta o să se reușească să se împiedice masacre. Bun, un exemplu bun pentru implantarea chipului a fost ăsta. Dar mai sunt 13.000. Chipul o să aibă toate informațiile despre tine. La modul la care
O să fie implantat undeva în mână sau unde o să fie. Nu o să mai fie nevoie să folosești telefonul ca să plătești. De exemplu, să plătești la casă mâncarea. Pur și simplu o să pui mâna pe ceva și chipul ăla o să facă piu și tu ai plătit jap. Nu o să mai pierzi timp pe la bănci. Nu o să mai pierzi timp să faci nu știu ce chestii. Nu o să mai pierzi timp să faci nici nu. Tot o să fie bum 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 bum. O să te atingi de ceva și o să vezi că ai intrat undeva sau faci de genul. Înțelegeți? Eu cred că ăsta o să fie viitorul, pentru că pământul deja e suprapopulat și trebuie să fim controlați. Și atâta timp cât tu ești o persoană capabilă, care își vede treaba ei și care nu vrea rău nimănui, nu știu de ce nu ai fi tu de acord cu chipul. Pentru că până la urmă urmei o să vezi că câștigi timp. Nu stai cu un teanc de carduri după tine cum stau eu. Înțelegi? Ești controlat, ești urmărit, bun, oricum ești urmărit pentru că ai smartphone. Oricum ești urmărit. Dar atâta timp cât nu faci rău nimănui, e o chestie pentru siguranță într-o oarecare măsură. Și e o chestie bună, nu? Chestie bună. Pentru că foarte ușor să se poate depista o persoană care a făcut rău sau care a furat dintr-un anumit loc sau care a spart un magazin, nu? Și care e logica? Nu prea are logică. Eu cred că o să fie o chestie bună. Și sistemul o să se, cum să zic eu, o să ne ducă în așa fel încât noi o să credem că chipul e o chestie bună. Pentru că eu cred deja că e o chestie bună. Adică nu, sistemul o să ne ducă așa, în așa fel încât o să ne facă să nu putem să trăim fără chip. Pentru că ei știu că, virgulă, cu chip munca polițiștilor se va ușura și multe alte chestii. Pur și simplu de la naștere vor fi implantate acele chipuri și o să fie cu pace. Când mergi la bancă să-ți faci cont, pac, 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 scanezi mâna, ți-ai făcut cont la ei. Înțelegi? Sau scanezi chipul de unde l-ai. Cam asta a fost părerea mea despre chip. Din punctul meu de vedere, e inevitabilă treaba. Așa evoluează lucrurile, pentru că suntem în secolul vitezei. Nu mai avem timp. Eu sunt una dintre persoane care simt de multe ori că nu am timp. Simt de multe ori că dacă trebuie să mă duc până la bancă, deja îmi tai o oră de somn. Dacă trebuie să merg până acolo, nu știu cum. Dacă trebuie să merg să fac aia, trebuie să merg să fac aia. Deci, pur și simplu, de multe ori mă simt exploatat de Facebook, Instagram, ce mai fac eu, YouTube sau fac de genul. Așa că, secolul vitezei, lumea evoluează. Cei care nu evoluează tot timpul vor să arate cu degetul către aia care evoluează. Înțelegi? Pentru că păsările care nu zboară, cred că a zbura este o boală, nu? E clar, e clar. Câinele care e învățat cu lanțul are impresia că dacă vrei să-l dezlegi, vrei să-i faci rău. Cam atât am vrut să vă spun scurt și la subiect astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim data viitoare. Tot respectul și multă pace. GoPro, stop recording. Că poate să cadă cerul să-mi văd îngerul cum plânge. Mă lup cu norii negri cât mai am în vene sânge. Și n-am zis că sunt omul cel fără de pată. Sunt arhitectul ce-și transformă ruina în artă. Ridic ochii din pământ, viața mă lovește-n piept. Lăsă-n urmă.